Da, cursa nebună a Bitcoinului, bull market-ul cripto. Într-o lume în continuă evoluție, Bitcoin și piața cripto rămân cele mai fierbinți subiecte ale momentului și nu putem să negăm lucrul acesta. E bine, în videoul de astăzi vom explora ce face piața cripto în perioada următoare, săptămâna aceasta, viitorul criptovalutelor și cum te poți alătura acestei revoluții financiare, dacă putem, de pildă, să o numim așa. Află cum să-ți poziționezi portofoliul în aceste vremuri agitate și pline de incertitudine și află ce ne rezervă viitorul. Dă-ne un like aici și abonează-te pentru a nu rata nicio actualizare în acest drum nebun spre prosperitate. Avem o săptămână încărcată și pentru calendarul economic sau din punct de vedere al calendarului economic. O să fac un update pe Bitcoin cu ce zone totodată e bine să urmăriți acum. Înainte să începem din nou, nu uita de acel like, ajută comunitatea, favorizează algoritmul și putem să creștem ca și până acum armonios și desigur foarte fain. Care sunt evenimentele cheie pe care e nevoie să le urmărim săptămâna aceasta? Avem un Consumer Confidence Data, marți, Fed Rate Decision Statement, miercuri, atenție, asta e foarte important, Initial Jobless Claims, joi, și October Jobs Report, tot joi. Pare că în punctul acesta, din ceea ce se vede și se observă, dar e vizibil, taurii și euforia au preluat controlul pe Bitcoin și în cripto, în toată piața. Poate astăzi să spargă Bitcoin 35.000? Sperăm să-l spargă. Ce avem nevoie să cunoaștem acum despre Bitcoin? Ca să știm exact ce direcție de fapt luăm, Bitcoin se tranzacționează peste 34.000. Iar dominanța Bitcoinului, care e una importantă, este peste 53,86%. În permanență ne uităm la dominanță, cel puțin în lunile următoare. În primul rând, să lămurim din capul locului ceva important, relevant. Bitcoin se menține în continuare peste 32.000, care cumva constituie nivelul important spart pe weekly, pe time frame de o lună. Până acum putem rămâne bullish cu privire la piață. O să vă spun imediat ce e nevoie să urmărim ca scenariu bullish, despre care tot discutăm, și euforia asta să fie cumva invalidate. Până atunci, scenariul favorabil este să avem un breakthrough, exact cum spuneam, peste zona de la 35.000 de dolari pe Bitcoin. Ei bine, una peste alta, ce e nevoie să urmărim? Eu urmăresc și vă încurajez și pe voi să urmăriți suportul de la 33.070 pe daily pe Bitcoin. Chiar dacă este retestat, atenție, să nu faceți griji, pentru că încă putem să construim de acolo un scenariu bullish. Păi și atunci probabil o să vă întrebați care e scenariul nefavorabil. Efectiv, din nou, atenție, inclusiv o corecție până în 32.000 de dolari este tolerabilă, dar un declin sub 32.000 de dolari ar sparge structura bullish care s-a format din acest punct sau până în acest punct. În continuare, odată cu încetarea parteneriatului cu Visa, asta e foarte important, cota de piață a Binance scade de la 74% pe care am regăsit-o în decembrie 2022, atenție, la 50% luna aceasta. Totodată, de avut în vedere și că pierderile băncilor din SUA, din activele deținute până la scadență, au ajuns la un nou all-time high, la un nou maxim de 400 de miliarde de dolari. Se întâmplă lucruri nebune în punctul acesta. Vă doresc un început de săptămână senzațional. Aveți grijă la aceste narrative expuse. Vreau să știți că sunteți grozavi. Mulțumesc pentru comentariile frumoase și pentru că sunteți parte aici în comunitate. Vă apreciez și vă țin la curent cu aproape tot ce mai fac pe partea și de tranzacții și de update ca să mai facem bani, să ne poziționăm eficient. Ultimele două săptămâni au fost foarte bune pentru portofoliul meu, dar probabil pentru mulți dintre voi, dar eu mă refer și la zona de tranzacționat și numai la investițiile pe termen mediu spre lung, care desigur și astea sunt destul de relevante și de importante. Nu uitați din nou, vă rog, că în descrierea acestui clip, important, aveți un link ca să mergeți, să vă înscrieți pe BingX, pe exchange de la BingX, am făcut un clip special, o să primiți 100 de dolari la crearea contului, efectiv folosind din nou linkul meu din descrierea acestui clip, doar cu linkul meu, am negociat chestia asta pentru voi cu ei și mi se pare foarte faină, o să primiți 100 de dolari și chiar dacă nu depuneți nimic, atenție, ca să puteți să îi tranzacționați, desigur, să îi înmulțiți și să vă bucurați ulterior de
profit, dacă reușiți să faceți ceva cu $100. Ăsta e un exchange destul de interesant. Tot în descrierea clipului aveți un link să mergeți pe canalele mele oficiale, să mă urmăriți pe X, pe Twitter, postez constant pe Instagram la story, învățăm lucruri faine, atât pe partea de investiții, zona cripto, dar și pe partea de educație financiară, pentru că e nevoie să ne educăm. Investiția noi nu are preț, asta e mentalitatea mea și asta încurajez aici oamenii aici pe canal. Nu discutăm de principii de îmbogățire peste noapte pentru că nu cred, dar discutăm despre o minte sănătoasă, o mentalitate sănătoasă care să ne aducă randament, rod, pe termen mediu spre lung. Mă înclin, vă salut cu drag și să ne vedem săptămâna asta cu noi update-uri picante, interesante, pe care să le exploatăm cu adevărat. Să aveți din nou o săptămână deosebită.